Ajuns la 30 de ani, când plungeanul Mihai Popescu a obținut primul său titlu de campion la seniori. Transferat de Gică Hagi la începutul acestui sezon, Mihai Popescu a ajuns rapid om de bază în centrul defensivei, iar duminică seara s-a bucurat alături de colegi pentru titlul obținut de Marinari, după un sezon aproape perfect. Din păcate, accidentat, acesta a urmărit ultimele meciuri din tribună, iar pentru a-și primi medalia a coborât în cârje pe stadion. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Preferadio la Mușcel FM, Mihai Popescu a vorbit cu colegul Sorin Mățăoanu despre acest succes. Avem, iată, un campion al României, un câmpulungean câștigător de titlu în Liga 1. Am plăcerea de asta de vorbă prin telefon cu Mihai Popescu. Salut, Mihai, și felicitări! Salut, mulțumim! Ia spune, cum a fost? Emoții la 0-2, sperai? Da, au fost speranțe chiar și la scorul ăla, pentru că am încredere în băieți. N-am putut să-i ajut, dar am fost acolo cu sufletul alături de ei și împreună cu suporterii și cu tot orașul am reușit să câștigăm meciul și titlul. Da, te-am văzut și pe tine pe margine și pe Denis Alibec. Cred că e mult mai dificil pe margine decât în teren, nu? Sunt emoții mai mari. Da, într-adevăr, emoțiile sunt mult mai mari pe margine. Nu ai stare, sau cel puțin eu, dacă cred că și ceilalți băieți care au fost pe margine, n-am avut stare și ce am putut să facem decât să transmitem energia noastră băieților și cred că asta s-a văzut în teren. Da, e primul tău titlu de campion, ai avut experiențe interesante și în Scoția și la Dinamo. Am văzut un interviu cu Gică Hagi care spunea că a implementat un sistem aparte și nu s-au mai făcut cantonamente. E sistemul potrivit? Cred că da, dar ținând cont că s-a câștigat campionatul la sfârșitul sezonului, zic eu că ne-a mers bine, ne-am adaptat la cam la tot ce mister a decis să facem. Acest lucru ne-a ajutat atât pe noi cât și echipa în general, ne-a maturizat, să zic așa, ne-a responsabilizat și cred că s-a văzut maturitatea fiecăruia și chiar și celui mai tânăr jucător de pe teren. Am avut o maturitate în plus față de celelalte echipe și asta ne-a ajutat să câștigăm. Da, bucurie mare așadar și la Câmpul Lung pentru că avem un campion național, un câștigător de Liga 1. Se pare că Mușcelul e la putere. Știi și tu că Dan Nistor și Dornel Oancea, alți doi mușceleni, sunt calificați în finala Cupei României. Ai discutat cu ei? Da, într-adevăr, știu că sunt în finală, le urez multă baftă pe această cale. Am vorbit chiar cu Dan, am vorbit puțin mai devreme, m-a felicitat și urma să triumfe și el în Cupa României și, cum ai spus-o și tu, să fim mușceleni, să fie la putere și să câștigăm cele mai importante trofee din România. Pe finalul discuției noastre, să te întreb care e situația ta contractuală, mai ai contract cu Farul, care e viitorul? Da, în continuare, mai am un an. Mai am și sezonul viitor contract. Lucrurile merg într-o direcție bună. N-am discutat, vă dați seama, de contract sau de alte chestii. În momentele astea am putut decât să ne bucurăm și să sărbătorim câștigarea titlului. Dar, ținând cont că mai am un an contract, voi fi împreună cu echipa și sezonul viitor și sperăm să facem o figură frumoasă, cel puțin la fel de frumoasă ca anul. Da, o ultimă întrebare. Pe finalul carierei te gândești poate să revii la Câmpul Lung din postura de fotbalist, poate și Dan Nistor. Știi că la Câmpul Lung avem două echipe, una în Liga 4 și una în Liga 3. Te-ai gândit și la lucrul ăsta? Da, sunt tot timpul au fost momente și gânduri în mintea unui fotbalist și unui jucător să nu uită niciodată de unde a plecat. Dar sperăm ca aceste două echipe să facă una puternică sau, dacă nu chiar două, ar fi mult mai bine. Le doresc multă baftă, chiar vorbesc cu Dan Cărțu, țin legătura zilnic și știu că fac o muncă foarte grea acolo. Sper să promoveze, le urez multă baftă la baraj celor din Liga 4 și celor din Liga 3 la fel de multă baftă. Asta cu jucatul acasă nu pot să spun, nu pot să mă pronunț de acum, dar nu se știe niciodată unde ne vor duce drumurile și porțile vor fi deschise și încercăm să le ținem deschise pe mai multe meleaguri. Mihai, mulțumim pentru intervenția telefonică, felicitări încă o dată, ești campion al României și poate atunci când ajungi la Câmpul Lung facem și o emisiune la Mussel TV. Mulțumesc, da, cu siguranță, o să dau un telefon ceva când ajung și cu cea mai mare plăcere. Felicitări încă o dată, mulțumim!